trebuie să cumperi un teren. Nici eu n-am știut în momentul respectiv pentru că eram extrem de mic, acei bani nu mai valorează atât de mult. Te salut, Vasi aici și după cum v-am obișnuit alături de globul de cristal, unde o să ne spună când piața crește sau scade, vreau să vorbim despre un subiect foarte controversat și anume inflația. În punctul meu de vedere, inflația este dușmanul cu care ne confruntăm an de an, lună de lună, pentru că aceasta de fapt ne mănâncă banii. De ce nu ar trebui să ții banii în bancă? Ei bine, în primul rând pentru că dobânda pe care ți-o plătește banca nu susține nici măcar inflația și practic tu alimentezi banca an de an. Și aici vreau să vă dau un exemplu concret pentru că am văzut că acest conținut este relevant cu exemple din viața reală. Am o cunoștință, un vecin de la țară, care a făcut foarte mulți bani din agricultură. Acesta, an de an, după cheltuielile pe care le avea, punea surplusul de bani pe care nu avea nevoie în momentul respectiv la bancă și ajunsese să strângă atunci, pe vremea aceea, 1 miliard, cum se spunea înainte, adică aproximativ, în momentul de față, 20.000 de euro. Acum 10-15 ani, puterea de cumpărare a banului, pe lângă faptul că bancnotele arătau altfel în momentul cum s-au schimbat în momentul de față, aceste sume de care vorbim erau imense, pentru că cu puterea de cumpărare de acum 10-15 ani a banilor respectiv puteai să faci multe. Puteai să cumperi un teren foarte mare, puteai să cumperi un apartament sau o garsonieră într-o zonă bună cu 20-30 de mii de euro la vremea aceea, cu mai multe facilități puteai să-ți deschizi mult mai ușor un business, practic banul valora mult mai mult în momentul respectiv, unde n-am făcut o statistică, dar cred că euro era sub 4 lei, undeva la 3 lei și ceva. Ei bine, omul respectiv a făcut o mare greșeală pe care nici eu n-am știut în momentul respectiv pentru că eram extrem de mic, nici părinții mei și nici măcar el în momentul de față probabil doar s-a convins că este adevărat. În momentul de față are și acum banii în cont și acei 1 miliard, care sunt de fapt 20.000 de euro în prezent și atunci valorau aproximativ 30 și ceva de mii de euro, a văzut că puterea de cumpărare a scăzut extrem de mult pentru că inflația a crescut în urmă cu ce an era mult mai mică și acum a crescut și acei bani nu mai valorează atât de mult. Practic, cu acei bani poate să cumpere un teren la țară destul de măricel, dacă mă întrebați pe mine, însă cu banii respectiv putea să ia un teren foarte mare într-un oraș, de exemplu în Craiova sau undeva pe lângă București sau orice alt oraș mai mare, însă mentalitatea sa de dorit pentru că nu este conștient și nu ai investit banii și nici în momentul de față nu ai investit banii, în paralel putând să pună acei bani într-un fond de investiții, într-un ETF, într-un index, cum ar fi S&P 500 sau Nasdaq, și atunci măcar și-ar fi dublat banii, măcar să-i ferească de inflație. Acesta este un exemplu pe care am vrut să-ți dau pentru că, deși atunci puteai să-ți 2-3 mașini Logan, în momentul de față cumperi un Duster cât de cât dotat cu acei bani, ca să facem o referire și să înțelegeți exact cât ne afectează inflația. Deci, practic, banca i-a mâncat lui banii pentru că acesta a susținut banca cu banii săi personali, muncit, și în momentul de față nu mai are ce să mai facă cu acea sumă decât într-o cantitate mai mică, adică o putere de cumpărare mult mai mică. Cum ne ferim banii de inflație? Din punctul meu de vedere, pentru a-ți feri banii de inflație este important să îi stochezi într-un business, fie în cripto, fie în stocks, fie într-un ETF, fie într-un index, măcar într-un titlu de stat, dacă la vremea aceea dobânzile erau mult mai mari decât acum și măcar acum îți scoți măcar jumătate din banii de inflație, totuși ar fi valorat altfel banii respectivi, adică ar fi fost măcar cu 50% mai mulți față de acum. Acestea sunt niște metode de stocare, unele mai riscante, altele mai puțin riscante, însă ce este inflația mai exact, ți-am spus-o în exemplul anterior, practic se devalorizează banul pentru că crește prețul benzinei, motorinei, alimentelor, importurilor, exporturilor, a materiei prime, pentru că aceste lucruri nu sunt infinite, puterea de muncă scade pentru că oamenii nu vor să se mai angajeze atât de mult și practic discutam cu unul dintre asociații mei faptul că la interviu, când vrei să angajezi o persoană, nu mai faci tu angajarea și de fapt angajatul a ajuns să își facă singur interviu pentru că acesta deseori pune mai multe întrebări decât l-ai fi întrebat în mod normal și îi pasă mai mult de salariu, de bonusuri, de mărire decât de muncă în sine,
și asta nu face pentru un business decât să îngreuneze lucrurile, pentru că cu resursa umană este foarte greu să lucrezi și de aceea mulți oameni preferă business-uri sau investiții precum cripto și stocks, pentru că nu mai depinzi de o resursă umană la nivelul direct în care să îi dai un task de făcut, trebuie să faci asta, să faci asta sau să faci aia, asta este fișa postului și tu trebuie să faci aceste lucruri. Aici multe lucruri depind de tine, dar nu în totalitate, pentru că și piețele sunt manipulate și ar trebui să știți aceste lucruri. Noi suntem doar niște investitori de retail și nu putem mișca piața așa cum ne-am dorit, în favoarea noastră sau în defavoarea altora. Până una alta, sper că ai înțeles cum e treaba asta cu inflația, ce înseamnă inflația și cât de nocivă este pentru noi și că ar trebui să facem tot felul de lucruri pentru a stopa acest fenomen care se numește inflație. Practic, gândiți-vă că dacă aveți 1000 de euro la saltea, și ăsta este un alt exemplu, pe fiecare an să aruncați câte 100 de euro din acea chită de 1000 de euro și peste 10 ani o să vedeți că de fapt nu mai aveți niciun ban, deși voi aveți banii la saltea. Sau un alt exemplu mai real, ține 10 ani 1000 de euro la saltea și când veți vrea să cumpărați ceva peste 10 ani, un lucru material sau imaterial, depinde, un lucru mobil sau imobil, veți vedea că veți cumpăra doar o fracție din cât ați fi putut cumpăra acum 10 ani. Sper că v-a plăcut acest video, sper că m-am făcut destul de înțeles, scuzați eventualele greșeli, sunt la început, am nevoie de încurajarea voastră, așa că lăsați un subscribe, un like, aprindeți clopoțelul și dacă puteți să dați un comentariu. Până una alta, eu am fost Vasi și vă mulțumesc că sunteți aici alături de mine să creștem comunitatea asta de antreprenoriat și de investitori în criptomonede. Mulțumesc și ne vedem la video următor. Pa, pa!